ziua tuturor! Bine ați venit la Eurocor, Institutul European de Cursuri prin Corespondență, engleza pentru începători. Lecția 13, partea 1. Azi vă invităm la micul dejun. Toate cuvintele noi se referă la această temă. Plate. Farfurie. Fork. Furculiță. Spoon. Lingură. Salt. Sare. Salt cellar. Solniță. Egg. Ou. Saucer. Farfurioară. Napkin. Șervețel, șervet. Toast. Pâine prăjită. Toaster. Grătar pentru prăjit pâine. Egg cup. Pahar pentru ouă. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Ascultați cu atenție. We have just bought large plates. Noi tocmai am cumpărat farfurii mari. Bring a few forks. Adu câteva furculițe. Can I take this spoon? Pot să iau această lingură? They must buy a salt cellar. Ei trebuie să cumpere o solniță. I love toasts for breakfast. Îmi place pâinea prăjită la micul dejun. We don't have salt at home. Acasă nu avem sare. How many eggs did you eat for breakfast? Câte ouă ai mâncat la micul dejun? Can you bring me a saucer? Poți să-mi aduci o farfurioară? Have we red napkins at home? Avem acasă șervețele roșii. Put the bread into the toaster. Pune pâinea în prăjitorul de pâine. These egg cups are very nice. Aceste pahare pentru ouă sunt foarte frumoase. Completați propozițiile în limba engleză utilizând cuvintele noi. Trebuie să am un prăjitor de pâine în bucătărie. I must have in the kitchen. I must have a toaster in the kitchen. Câte farfurii ai cumpărat? How many have you bought? How many plates have you bought? Aceste linguri sunt prea mari. These are too big. These spoons are too big. Îți place sarea? Do you like salt? De obicei, mănânc un ou în fiecare zi. I usually eat one every day. I usually eat one egg every day. Am adus aceste pahare pentru ouă din Anglia. We have brought these from England. We have brought these egg cups from England. Care furculițe vrei să le cumperi? Which
do you want to buy? Which forks do you want to buy? Solnița este plină. The is full. The salt cellar is full. Aduceți, vă rog, farfurioarele. Bring the, please. Bring the saucers, please. Șervețelul este sub scaunul tău. The is under your chair. The napkin is under your chair. Ți-ai mâncat deja pâinile prăjite? Have you already eaten your toasts? În mod sigur, v-ați însușit foarte bine cuvintele noi. Traduceți în limba engleză. 23 de linguri. 23 spoons. 62 de pahare de ouă. 62 egg cups. O farfurioară de sare. One saucer of salt. 17 furculițe. 17 forks. 12 grătare pentru prăjit pâine. 12 toasters. 43 de solnițe. 43 salt cellars. 99 de farfurii. 99 plates. 13 șervețele. 13 napkins. 100 de ouă. 100 eggs. Câteva pâini prăjite. Some toasts. Să exersăm în propoziții situațiile în care trebuie să folosim pronumele posesiv. It is my car. Aceasta este mașina mea. This car is mine. Această mașină este a mea. Don't take his pen. Nu lua stiloul lui. Take yours. Ia-l pe al tău. This is their money. Aceștia sunt banii lor. This money is theirs. Acești bani sunt ai lor. În exercițiul următor, completați propozițiile. Aceasta este bicicleta mea. This is bicycle. This is my bicycle. Această carte este a ta. Is this book yours? Aceste stilouri sunt ale lui. These pens are his. Acea haină este a ei. That coat is hers. Acestea sunt merele noastre. These are apples. These are our apples.
Aceste țigări sunt ale tale? Are these cigarettes yours? Această solniță este a lor? Is this salt cellar theirs? Acest ceasornic este al lui. This clock is his. Este mașina ei? Is it her car? Acele cești sunt ale tale. Those cups are yours. Aceste birouri sunt ale lor. These desks are theirs. Sunt pisicile noastre. They are our cats. Sunt pantofii mei. They are my shoes. Urmează din nou câteva cuvinte noi. Empty. Gol. Delicious. Delicios, savuros. Fried. Fript, prăjit. Fat. Gras, plin de grăsime. In a hurry. În grabă, la repezeală. Iar acum, ascultați cu atenție următoarele propoziții în care am inclus cuvintele noi. These tomatoes are delicious. Aceste roșii sunt delicioase. Don't eat in a hurry. Nu mânca în grabă. He likes fried potatoes. Lui îi plac cartofii prăjiți. Your cup is empty. Ceașca ta este goală. This cat is very fat. Această pisică este foarte grasă. Folosiți cuvintele noi în următoarele propoziții în limba engleză. Acest bărbat gras mănâncă prea mult. This man eats too much. This fat man eats too much. Farfuria ei este goală? Is her plate empty? Îmi place peștele prăjit. I like fried fish. Te grăbești? Are you in a hurry? Brânza aceasta este delicioasă. This cheese is delicious. Pentru exersare, traduceți cuvintele noi. În grabă. In a hurry. Gol. Empty. Gras. Fat.
Delicios. Delicious. Prăjit. Fried. Urmează câteva exemple la viitorul simplu. He will visit his mother next week. El o va vizita pe mama sa săptămâna viitoare. They will have breakfast at 7 tomorrow. Mâine la 7 vor lua ei micul dejun. I will be at home in the evening. Diseară voi fi acasă. We will wait for you till 3 o'clock. Te vom aștepta până la ora 3. They will always live here. Ei vor locui întotdeauna aici. My father will go to England tomorrow. Tatăl meu va merge mâine în Anglia. În continuare, completați propozițiile cu expresia corespunzătoare la timpul viitor. Mâine vom cina în grădină. Tomorrow we dinner in the garden. Tomorrow we will have dinner in the garden. Săptămâna viitoare vom merge la Londra. Next week we to London. Next week we will go to London. Peste două zile îi vom vizita pe părinții noștri. We are parents in 2 days. We will visit our parents in 2 days. Mâine seară vom asculta radioul. Tomorrow evening we the radio. Tomorrow evening we will listen to the radio. Vom fi întotdeauna împreună. We together. We will always be together. Săptămâna viitoare vom plăti mașina. Next week we for the car. Next week we will pay for the car. Mâine îi voi scrie lui. I to him tomorrow. I will write to him tomorrow. Vor merge la plimbare dimineața. They for a walk in the morning. They will go for a walk in the morning. Ea nu va vedea asta niciodată. She, it. She will never see it. Voi fi la servici la 5. I at work at 5. I will be at work at 5. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Părinții noștri vor veni mâine la noi. Our parents will come to us tomorrow. Săptămâna viitoare voi încerca să fac o bibliotecă. Next week, I will try to make a bookcase. Vom coborî la a treia stație. We will get off
at the third stop. Vom merge la Londra în martie. We will go to London in March. Mâine dimineață voi fi acolo. I will be there tomorrow morning. Ei ne vor aștepta. They will wait for us. Voi vorbi cu el despre acest roman. I will talk with him about this novel. Tata îmi va da miercuri mașina. Father will give me the car on Wednesday. Mâine va străluci soarele. The sun will shine tomorrow. Iar acum să învățăm câteva verbe. Ascultați și repetați. To leave. A părăsi, a pleca. To boil. A fierbe, a clocoti. To use. A folosi, a utiliza, a întrebuința. To pour. A turna, a versa. To pass. A pasa, a da. To tell. A spune. To hang. A atârna, a agăța. To translate. A traduce. Iar acum să vedem cum se folosesc verbele noi în propoziții. They have already left. Ei au plecat deja. I want to hang this picture over the settee. Vreau să atârn această pictură deasupra canapelei. Please pour me some tea. Toarnă-mi, te rog, niște ceai. I will tell him about it. Îi voi spune lui despre asta. Pass me the salt. Dă-mi sarea. I will boil the water. Voi fierbe apa. I have already translated this letter. Am tradus deja această scrisoare. We can't use Peter's car today. Nu putem folosi azi mașina lui Petre. În exercițiul următor, completați propozițiile în limba engleză cu forma corespunzătoare a verbului. Peste o săptămână vom pleca la București. We will for Bucharest in a week. We will leave for Bucharest in a week. Ai fiert ouă? Have you eggs? Have you boiled eggs? Poți folosi telefonul lui. You can his telephone. You can use his telephone. Îți torn cafea. I'm you coffee. I'm pouring you coffee. Poți să dai zahărul? Can you the sugar? Can you pass the sugar?
Nu-i voi spune lui despre asta niciodată. I him about it. I will never tell him about it. Ieri am atârnat perdelele. Yesterday I the curtains. Yesterday I hung the curtains. Până acum am tradus două cărți. So far I two books. So far I have translated two books. În continuare, folosiți forma corespunzătoare a verbului to say sau to tell în următoarele propoziții. Ți-am vorbit deja despre asta. I've already you about it. I've already told you about it. El spune că nu-i place sora mea. He doesn't like my sister. He says he doesn't like my sister. Spune ceva despre munca ta. Something about your work. Say something about your work. El a spus că cerul este albastru. He has the sky is blue. He has said the sky is blue. Încă nu mi-a spus despre asta. He hasn't me about it yet. He hasn't told me about it yet. Când vrei să-i spui nevestei tale despre această mașină? When do you want to your wife about this car? When do you want to tell your wife about this car? Urmează ultimul exercițiu al acestei părți a lecției. Traduceți propozițiile în limba engleză. Mâine voi cumpăra farfurii și farfurioare. Tomorrow I will buy plates and saucers. Nu pot fierbe ouăle acum. I can't boil the eggs now. Vom atârna acest tablou în dormitor. We will hang this picture in the bedroom. Nu lua lingura mea, ia-o pe a ta. Don't take my spoon, take yours. Acest pește prăjit este delicios. This fried fish is delicious. Copiii noștri vor veni la noi sâmbătă. Our children will come to us on Saturday. Spune-mi unde sunt cervețelele. Tell me where the napkins are. Câte pâini prăjite poți mânca? How many toasts can you eat? Această mașină este a mea și aceea este a lui. This car is mine and that is his. Când vrei să pleci la București? When do you want to leave for Bucharest? Unde pot să-mi agăț haina? Where can I hang my coat? Trebuie să traduc această carte până în februarie. I must translate this book by February.
Lecția 13, partea a doua. Să începem lecția cu câteva cuvinte noi. Ascultați și repetați. Arm. Braț. Knee. Genunchi. Toe. Deget de la picior. Nail. Unghie. Finger. Deget. Belly. Burtă. Stomac. Chest. Piept. Elbow. Cot. Wrist. Încheietura mâinii. Wristwatch. Ceas de mână. Back. Spate, spinare. Shoulders. Umeri. Să folosim cuvintele noi în propoziții. Ascultați cu atenție. You have long arms. Ai brațe lungi. She was on her knees. Ea era în genunchi. Every man has 10 fingers and 10 toes. Fiecare om are 10 degete la mână și 10 la picior. Your nails are too long. Unghiile tale sunt prea lungi. That man has a big belly. Omul acela are o burtă mare. Men usually have hair on the chest. Bărbații au de obicei păr pe piept. My elbow is all right now. Cotul meu este bine acum. This wristwatch is hers. Acest ceas de mână este al ei. You have a brown back. Ai un spate bronzat. She has a shawl on her shoulders. Ea are o eșarfă pe umeri. Is your wrist all right now? Încheietura mâinii tale este bine acum. Urmăriți cu atenție cum formăm interrogativul în următoarele propoziții. We will leave for England tomorrow. Will we leave for England tomorrow? Mother will tell them about this boy. Will mother tell them about this boy? They will hang 10 pictures in their living room. Will they hang 10 pictures in their living room? He will use his father's car next month. Will he use his father's car next month? Next week they will come to us. Will they come to us next week? Iar acum, traduceți următoarele propoziții interrogative în limba engleză. Vor încerca să facă asta mâine.
Will they try to do it tomorrow? Îmi vei cumpăra această haină? Will you buy me this coat? Va cânta el acest cântec? Will he sing this song? Ne va arăta el camera lui? Will he show us his room? Vei lucra mâine? Will you work tomorrow? Ei vor lua copiii în Anglia? Will they take the children to England? Completați pronumele personal și verbul auxiliar corespunzător în următoarele răspunsuri scurte. Will he write to you? Yes. Yes, he will. Will she cut the trees tomorrow? Yes. Yes, she will. Will you thank them for the book? Yes. Yes, I will. Will she wait for us? Yes. Yes, she will. Will your brother come to you next month? Yes. Yes, he will. Formulați răspunsul negativ la următoarele întrebări. Will they talk to you? No. No, they won't. Will Peter show you the suit? No. No, he won't. Will he use this chair? No. No, he won't. Will she tell me about this man? No. No, she won't. Traduceți următoarele întrebări în limba engleză. La ce oră te vei scula mâine? What time will you get up tomorrow? Ce mașină vei conduce la Londra? What car will you drive to London? Când vei merge la lucru? When will you go to work? Cine va căuta câinele? Who will look for the dog? Unde vei agăța telefonul? Where will you hang the telephone? Traduceți următoarele propoziții. Nu voi fi niciodată dactilografă. I will never be a typist. Mama mea va merge mâine la spital. My mother will go to hospital tomorrow. Peste două săptămâni nu vom avea de lucru. We won't have work in 2 weeks. Cine te va aștepta? Who will wait for you? Unde ne vom opri? Where will we stop? Vei traduce această scrisoare? Will you translate this letter? Voi vorbi cu tine despre acest magazin. We will tell you about this shop. Iată câteva cuvinte noi. Electric. Electric. Tired.
Obosit. Sweet. Dulce. Only. Numai, doar. Hungry. Flămând, înfometat. Thirsty. Însetat. În mod sigur, v-ați însușit deja cuvintele noi. Traduceți propozițiile. Au instrumente electrice. Have they electric tools? Ieri am fost foarte obosit și înfometat. I was very tired and hungry yesterday. Unde ai cumpărat aceste mere dulci? Where did you buy these sweet apples? Mi-e sete. I am thirsty. Mi-au trimis numai o scrisoare. They have sent me only one letter. Acum veți face cunoștință cu câteva verbe noi. To taste. A gusta. To feel. A simți. A atinge. A pipăi. To begin. A începe. A se apuca de. To build. A construi. To catch. A prinde, a reține, a se îmbolnăvi de. To fall. A cădea. Iată cum folosim aceste verbe în propoziții. When did you build this house? Când ai construit această casă? Today I feel very good. Azi mă simt foarte bine. Have you already tasted the fish? Ai gustat deja peștele? The leaves are falling from the trees. Frunzele cad de pe copaci. Summer always begins in June. Vara începe întotdeauna în iunie. I must catch the train early in the morning. Trebuie să prind trenul dimineața de vreme. În continuare, completați propozițiile cu forma corespunzătoare a verbului. Pisica tocmai a prins o pasăre. The cat has just a bird. The cat has just caught a bird. Ieri am căzut pe podea. I on the floor yesterday. I fell on the floor yesterday. Ei nu au construit încă această casă. They haven't this house yet. They haven't built this house yet. Când vei începe să citești asta? When will you to read it? When will you begin to read it? Cum te-ai simțit când ți-a vorbit despre asta? How did you when he told you about it? How did you feel when he told you about it?
Iar acum vom recapitula întregul material al lecției. Traduceți propozițiile în limba engleză. Voi merge la magazin și voi cumpăra farfurii și șervețele. I will go to the shop and buy plates and napkins. Ai mâncat vreodată ouă? Have you ever eaten eggs? Nu mi-e foame. I'm not hungry. Azi nu iau mașina mea. O voi lua pe a ei. I'm not taking my car today. I will take hers. Cina aceasta a fost delicioasă. This dinner was delicious. Ieri am început să clădim un șopron în grădină. Yesterday we began to build a shed in the garden. Nu voi merge cu un autobuz gol. I won't go by an empty bus. Când îmi vei căuta câinele? When will you look for my dog? Nu pot agăța acest tablou. I can't hang this picture. El mi-a dat sarea. He passed me the salt. Spune-mi unde este fratele tău. Tell me where your brother is. Nu vor traduce niciodată această carte. They will never translate this book. El a spus că nu va fi șofer. He has said he won't be a driver. Câte unghii are un câine? How many nails has a dog? Îți voi da ceasul meu. I will give you my watch. Nu vreau să beau, dar mi-e sete. I don't want to drink, but I am thirsty. La sfârșitul lecției, iată obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați și repetați. Book. Look, put, good, a, taste, plate, late, date, or, poor, floor, door, oi, boy, boil, I, fried, bright, why, sky.